Beyoncé dovedește încă o dată că ea e regina și la scurt timp după ce și-a adus pe lume gemeni a devenit oficial cea mai bine plătită cântăreață din lume. Queen Bey a luat fața lui Adele și a reușit să adune în 2016 nici mai mult, nici mai puțin decât 62,1 milioane de dolari. Albumul Lemonade și turneul mondial cu același nume i-au rotunjit conturile lui Queen Bey conform clasamentului realizat de către cei de la Billboard. Pe locul al doilea se află cei de la Guns N' Roses, care au încasat anul trecut 42 de milioane de dolari. În top 10 se mai află Adele, Drake, Justin Bieber, britanicii de la Coldplay și Kanye West. Hai pe zootv.ro să vezi lista completă a cântăreților care au câștigat sume fabuloase anul trecut.